камера, а? Это нормально. Expert UNESCO este așa, doar un fel de poreclă, nu? Nu. Expertul, la un moment dat, am fost invitată să particip la o astfel de concurs și prima etapă a fost organizată la Vilnius, în Lituania, și după asta etapa finală a fost în Lisabona, la Conferința Mondială pentru Educație Artistică în anul 2006, unde am primit diploma pentru bune practici după realizarea proiectului Artistic Education for the Heritage, adică educația artistică pentru patrimoniu. Suntem preocupați să descoperim budismul, confucianismul și uităm că noi suntem purtătorii unei tradiții minunate și în încercarea noastră de a înțelege culturile străine trebuie să avem un punct de reper, un punct de referință, un punct de sprijin uneori și atunci este important să ne regăsim în niște valori culturale și uneori religioase pentru a ne putea raporta la alții, să avem certitudinea că avem și noi un bagaj foarte bogat și foarte frumos. Bună oară! Acum jumătate de an am avut un proiect la Gura Humorului unde foarte mulți liceeni au venit și au participat activ. A fost pentru prima oară când ei au aflat cât de important este patrimoniul intangibil și Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina, cât de unic este pe harta Europei de Est. Ei și-au dat seama că, de fapt, bunicii, străbunicii le-au lăsat un bagaj imens. Prin acele obiceiuri, obiecte aparținând obiceiurilor populare, tradiționale. Ele sunt la îndemână, poate nu le observăm, poate un profesor din Academia din Lecce, când a descoperit pictura de la arbore, a spus: vai, ăsta poate fi fratele lui Giotto. Timpul lui Eminescu este veșnic, deoarece Eminescu redă o dimensiune atât de vastă și intangibilă a spiritului românesc, încât nu există o limită a timpului în care opera sa este valabilă. Cât percep artiștii pe care i-a dus tu aici spiritul Eminescu în spațiul ăsta sau cum îl regăsesc? Eu nu le-am vorbit doar de Eminescu. Eu am încercat să recreez spațiul în care a creat Eminescu prin itinerariile spirituale și culturale organizate. Adică noi am parcurs locurile de baștină lui Mihai Eminescu și mănăstirile. Mihai Eminescu avea o sensibilitate aparte față de istoria Bucovinei și am mers la Putna și am mers la Voroneț, la Moldovița, la Sucevița. Am încercat să le arăt codrii de aramă, să înțeleagă lumea lui Mihai Eminescu și după asta, vizitând aceste locuri, văzând frumusețea naturii, oamenii, casele. Sunt convinsă că noi, Consiliul Local, vom susține dezvoltarea acestui proiect pentru botoșani, fiindcă, iată, maestrii penelului de departe, de peste mări, s-au regăsit aici la Botoșani și l-au adus astăzi aici, pe Mihai Eminescu. Vă mulțumesc, Mihai. Noi vă mulțumim mult și vă mulțumim destul. Thank you.
ținut un curs de master la Universitatea București și când am avut odată o discuție cu o domnișoară masterandă, mi-am dat seama că e foarte greu să te regăsești în învățământul superior din România și atunci am zis, hai să mă apuc să predau celor mici, că de acolo trebuie începută educația. Mie place auriu și îmi place ăsta, pentru că e spiritual. Alexia, ține. Mara. Mulțumesc. O să învățăm pe Violeta să picteze floarea nemuririi. Noi am văzut acolo la Muzeul Țăranului Român că toate modelele sunt foarte bine echilibrate, deoarece țăranul român avea o măsură a lucrurilor. Un moment important în pictura naivă este stabilirea centrului. Să facem crucea aia de la care începem noi toate lucrările, da? Centrul mai e văzut în tradiția populară și ca buric al pământului. Nu numai în România, în mai multe culturi și în Spania există denumirea Lombilico del Mondo, adică buricul pământului. Aici, în centrul ăsta, o să facem cu auriu sămânța aia din care crește floarea minunată, floarea nemuririi. Ce nuanță vreți să faceți floarea? Alexia, tu cu ce culoare vrei să faci? Galben. Galbenă? Da. Tu, Mara? Roșu. Dale. Roz. Roz. Magenta, da? Verde. Facem semnul crucii. Eu o să-l fac și eu cu albastru. Deci facem semnul cruce exact pe linia în care am îndoit, pe care am îndoit pagina, da? Da, putem să facem și cu altă culoare. Cu ce culoare vreți voi? Ia să vă văd. Asta e un model de gândire simbolic. Așa. După care am pictat crucea asta, o să îi dăm viață. Cum îi dăm viață florii noastre? O rotunjim. Uite așa. Așa, trebuie să facă de aici așa. Da. Noi am avut un proiect pilot, un fel de experiment am făcut cu ei, am mers cu ei timp de 3 săptămâni fiecare sâmbătă la Muzeul Țăranului Român sau la Muzeul Satului, am învățat obiecte, semne, simboluri, am învățat să citim obiectele și să inventăm povești despre obiecte. Și spre sfârșitul acestui proiect, bunicii, părinții m-au convins că merită să încercăm pe o perioadă mai lungă să prelungim acest proiect. Și datorită lor, cred că acest proiect funcționează de 3 ani. Copiii sunt aceiași, n-am mai făcut tabere. Eu organizez din 1999 tot felul de reședință de artă în timpul verii, în diferite locuri legate de obiectivele Patrimoniului Mondial UNESCO. Adică în preajma obiectivelor Patrimoniului Mondial UNESCO, organizăm tabere de creație, concerte, evenimente, conferințe dedicate promovării obiectivelor patrimoniului și copiii aceștia au mers alături de noi și alături de niște pictori profesioniști au reușit să prindă dragostea de pictură și au fost și la Râșnov și în Bucovina, la Gura Humorului, am fost în mai multe locuri împreună. Doamna, pășu albastră? Sigur că da. Bun. Așa, am spălat bine pensula de auriu, am șters-o cu cârpa. Ei, după ce am făcut minunăția asta de floare, floarea noastră este una magică. Îi dăm câteva accente de culoare mai deschisă. Cu ce dăm accentele deschise? Galben. Sau? Un pic mai deschis. O să rog pe Alexia să vină încoace. Îi arăți Violetei cum se fac cărlionții? În spatele tău, Violeta, sunt lucrările care m-au marcat cel mai mult. Sunt făcute de copii de la o casă, de copii de la un refugiu a copiilor, a traficanților de droguri din Torreón, din Mexic. Și eu am avut oportunitatea să lucrez acolo cu două categorii sociale, două extreme. Am predat ore la colegiul, la Universitatea Anglo-Americană din Torreón. Am ținut cursuri de hermeneutică și a fost o experiență inedită pentru mine să țin cursuri acolo, însă în timpul liber m-am oferit să țin ore de pictură, o acțiune de voluntariat, adică gratuit, la refugiul ăla a copiilor
luați din familiile traficanților de droguri. Și acolo e o istorie întreagă. Băiețelul s-a pictat pe el în noapte și cum vrea să mă îmbrățișeze. Da? Iar Flor, fetița cu inima albastră, a plâns cât am stat acolo, a plâns să-mi fie. Aproape că m-a convins să fac lucrul ăsta și am început să mă interesez ce demersuri e necesar ca să pot să-mi fie. Și mi-am dat seama că e aproape imposibil, deoarece și părinții și bunicii sunt în viață, sunt în pușcărie toți, însă există posibilitatea că odată și odată îi să iasă și atunci copilul ăla nu poate fi înfiat. Iar lucrarea din partea cealaltă e vorba de o studentă la Universitatea din Toreon, o chema Lydia, și Lydia mă tot întreba dacă îmi place Mexic, de ce sunt atât de încântată de experiența asta de a sta alături de ei o perioadă destul de lungă și am spus că mi se pare totul extraordinar. Spiritul familiei este viu ca și în Estul Europei. Diferite generații ale unei familii, bunicii, părinții, copiii au o legătură fantastică și familiile sunt unite, mâncarea este aproximativ ca la noi. Atunci Lydia m-a întrebat, dar trebuie să existe un lucru măcar care să nu îți placă aici în Mexic. Și mi-a zis, da, există un lucru care nu, că nu-mi place, m-a deranjat. Ce m-a deranjat? Zic, eu când am mers la Acapulco să stau pe malul oceanului, am stat într-un hotel foarte bun și la un moment dat am mers să fac plajă și plaja am mers să fac cum fac europenii, topless. Și a venit bodyguardul de acolo, din curtea hotelului și mi-a zis că nu am voie, deoarece sunt o țară catolică și nu am voie să fac așa ceva acolo. Și atunci Lydia, ca un răspuns la ceea ce i-am spus, mi-a făcut-o pe Santa Maria de Guadalupe blondă și topless. E o metodă de a reda prin pictură simboluri și de a transmite un mesaj într-o manieră ludică care m-a încântat foarte mult. Adică lecțiile mele nu au fost în zadar și ei au știut să se joace cu cuvintele, cu imaginile. Lydia a reușit să formeze acest concept într-o lucrare. Așa, foarte bine, bravo. Ei, și acum semnați lucrările ca să știm care și ce-a pictat. Și după aia avem tema liberă. Dar înainte de a face tema liberă, o să vă rog un lucru. Să le arătăm oaspeților noștri lucrările voastre anterioare. Și ziceam să construim așa un covoraș pe masă aici, constituit din toate lucrările voastre de aici, din atelier. Ce ziceți? Vreți? Da. Da? Hai. Noi am fost la Muzeul Național de Artă și acolo am văzut Tintoretto și acolo era Bună Vestire. Și era și Porumbelul sus undeva. Și ăsta e Porumbelul din Bună Vestire. Dacă vrei, Violeta, Alexia te poate învăța cum să-l pictezi. Asta tot e a ta? Las-o aici pe masă. Pune-ți lucrările tale aici, unde mai ai. Așa, și eu o să iau un pic de whisky. Deci, Laurențiu este compozitor. Și Rodica îl însoțește cu grijă și cu multă dragoste, răbdare și dăruire. Ei doi sunt din 2009 alături de mine în Asociația Art and Heritage și asigură coloana sonoră a tuturor proiectelor. Cea mai mare reușită noastră a fost în
proiectul Ocarina, unde am reușit să avem o lună de experiență prin castelele medievale din Portugalia, unde au cântat și le-au pus în valoare prin happening-urile artistice. Despre ei s-a filmat un film acolo în Portugalia și după asta am avut concerte și în Cipru și în Marea Britanie și ne-am tot plimbat prin Europa, ca niște trupaduri adevărați. Le spun bine, bine ați revenit la mine acasă și Cristina, îți mulțumesc că ești alături de noi și Violeta la fel. Mulțumesc! Leo, mulțumesc mine aici. Și Leo este băiatul meu care, el a fost managerul special pe ziua de astăzi la da masă, că noi am lucrat, am filmat cu copii. Leo, mersi, mai. Leo a fost asistent tehnic pe ziua de astăzi. El s-a ocupat de masă și de organizare. Da. Păi, de la 14 ani Leo a făcut-o pe translator în proiectele noastre. A fost cu noi prin Andorra, prin Spania. Da. Ia să mă așez și eu aici. Datorită profilului emisiunii, am zis că să-i chem pe cei mai dragi basarabeni ai mei aici ca să le dau un rost oarecare. Ei sunt membri ai asociației mele de prin 2008-2009. Cristina este mai nou venită și am o bucurie imensă atunci când de sărbători ne revedem și avem posibilitatea să bem un pahar vin roșu de Basarabia. De regulă, vinul vine de la tata din Beci, de data asta avem o surpriză, vine din altă parte și îți mulțumesc, Violeta. Ei, tot la tata din Beci. E lucru frumos. Însă vreau să spun că basarabenii mei sunt ca niște porți deschise unor mulțimi de drumuri și sunt niște indici ai calității. Faptul că suntem împreună de atâția ani, unde am mers împreună, am făcut o echipă bună și am fost invitați mai departe. Vă spun acum o parte așa mai puțin distractivă, cea în care Nicoleta scrie cărți. Una dintre cărțile la care țin foarte mult și unde m-am așa scris un capitol destul de gros este o carte apărută la Universitatea Uppsala din Suedia, în care scriu despre influența religiei asupra bunăstării sociale. A fost un proiect realizat în parteneriat cu catedrele UNESCO și cu o catedră UNESCO din Friburg, condusă de profesorul Martin Hauser. Și în acest studiu al Universității din Uppsala încerc să arăt o interpretare a unor fapte istorice și modul în care
religia a influențat societatea în România. A fost o cercetare bazată pe date statistice, pe date istorice, însă după ce am terminat acest studiu, am rămas cu un mare gol în suflet, adică lucrurile astea se scriu pe hârtie și se uită. Și atunci am zis că trebuie să fac ceva legat de arte, legat de religie, legat de locurile sacre. Și atunci am început să mă gândesc la proiectul cu copiii. De ce? Fiindcă copiii sunt cei mai sensibili în ceea ce privește identitatea culturală și apartenența de oarece spiritualitate. Am aici niște poze care țin neapărat să vi le arăt. Aici este familia străbunicilor mei, este străbunica mea, fratele ei și străbunicul meu. Străbunicul meu a fost mare profesor de teologie. Miron Cristea, nu, când s-a făcut România Mare, nu a acceptat o mișcare în stil catar, așa, o mișcare în sânul bisericii ortodoxe, se numeau ignatiști, astfel încât el a plecat ca profesor în Crimea, unde a și dispărut fără urmă, că nu se știe foarte mult despre el. Asta este bunica mea la 8 luni. E o poză în care ei se pregăteau să emigreze ori în Brazilia, ori în Mexic. Și propuneau să emigreze, era o modă în nordul Basarabiei, în Bucovina. La sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, a existat o rată foarte mare de emigranți în America Latină, deoarece acolo pământurile erau mai ieftine. Ei, și care este legătura între ei și cercetarea mea teologică? Străbunica mea mi-a făcut cadou, mi-a lăsat moștenire niște icoane frumoase, moștenite de la fratele ei. În 2009, când am plecat pentru prima oară în Mexic, colegii mei de acolo, din Muzeul Arocena, m-au rugat să le traduc textul de pe o icoană. Și pentru mine a fost o provocare foarte mare, deoarece multe dintre literele textului lipseau, însă cât am putut eu să traduc, cât partea de jos, caseta de jos a icoanei era destul de citibilă, am tradus textul respective icoane. Era vorba de o omilie, un text mistic, profund, așa, despre chinurile iadului și despre viața veșnică. Și mă gândeam că este de pe undeva ori din Ardeal, ori din Bucovina. Asta a fost primul meu sentiment când am văzut icoana, deoarece pe partea stângă este compoziția centrală, este Iisus răstignit pe cruce, pe partea stângă este Raiul, cum e și la Voroneț, și la Moldovița, și la Sucevița. Partea stângă, Raiul, cu acele 5 bolți și cu 5 bolți ale Catedralei Eterne și cu 4 evangheliști, iar pe partea dreaptă este iadul cu un balaur, cu căderea, cu moartea aflată la intrarea în iad. Și mi-am dedicat jumătate de an cercetării acestei icoane și unde credeți că m-a dus această cercetare? Ei, pe la 1600 și Petru Movile pleacă din Bucovina în nord, fuge și acolo, stabilindu-se în Kiev, stabilește, el inițiază, de fapt, nu stabilește, inițiază prima academie în lumea ortodoxă. Deci el inițiază prima academie de științe din estul Europei. El, care a studiat la Amsterdam, la Paris, era un om cu educație aleasă, provenit din Rădăuți. Ajunge în Kiev și deschide o mare academie și acolo are mai mulți urmași. Unul dintre acești urmași ai lui se numește Polotski. Merge și face un doctorat la Vilno, adică Vilnius, pe vremea aia, la un colegiu ezuit. Și este invitat de familia regală să țină cursuri, nu doar de teologie, de științe, pentru sora lui Petru cel Mare, Sofia. Polotski este un fidel educator pentru întreaga familie a Sofiei, iar atunci când Sofia cade în disgrație, și Polotski și elevii lui sunt persecutați. Unul dintre elevii lui Polotski a fost Silvester Medvedev, care în unele anuare apare și ursul. Deci era un Silvestru ursul tot a malorușilor, malorușii fiind ucrainenii. Că rușii numeau pe ucraineni maloruși și acest Silvestru Medvedev este cel care, asistat de un grafician, face această icoană, concepe această icoană ca o gravură
Și textul de pe icoană aparține unei omilii de la Graz de la anul 1270. Un text mistic de cunoaștere a cununii creștine, a lui Dumnezeu. Și un text de o frumusețe rară, text care l-a încăpătat în întregime, fără litere lipsă și așa, în slavonă veche, și am reușit să-l traduc în engleză, română și alte limbi. Și acum pregătesc o conferință despre această icoană, o conferință care o să o țin la Muzeul Arocena din Torreón, din nordul Mexicului, unde una dintre primele icoane făcute după xilogravura lui Silvestru Medvedev se află într-o stare destul de bună, de altfel. În 50 de ani de comunism, sau poate mai mulți ani de comunism în Basarabia, s-au schimbat reperele. Cu toate că noi am studiat foarte mult poezia, literatura, abordarea sacrului a fost una foarte rigidă și foarte superficială. Și atunci, când am venit în România, mi-am dat seama că acest domeniu încă e un domeniu pentru cercetare ani și ani de zile pentru noi, ca să ajungem la conștiința lui Petre Țuța sau a lui Constantin Noica sau a lui Steinhardt. Eu am venit profund cioraniană. Lecturile fundamentale au urmat după pentru mine. După ce am ajuns la facultate la Cluj, în timpul doctoratului, și mai ales cunoașterea vie a unor oameni deosebiți, cum a fost părintele Galeriu, cum este prietenul meu drag Costion Nicolescu. Sunt niște prietenii care deschid al treilea ochi, care permit o altă percepere a unor realități și o delimitare a spațiilor sacre de cele profane. Lucru care ne propunem să-l educăm generațiilor care vin și să le transmitem celor care vin din urmă un sistem de valori demn de identitatea noastră națională. Tu vezi cum sunt patru perechi de ochi care sunt la tine cu admirație și cu drag. Se mai întâmplă. Bravo! 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 Bravo